parcursul anilor la natură și aventură, am încercat să trasăm o hartă simbolică a prezenței păstrăvului în râurile de munte. Astfel, am cutreierat Carpații de la un capăt la celălalt în încercarea de a arăta cele mai frumoase locuri de pescuit din România. Ca o completare la această serie, astăzi facem o selecție în care ne vom opri asupra modului în care se poate găti râvnitul păstrăv. Începem incursiunea culinară cu un păstrăv pe jar, în cea mai rustică locație cu putință. Așa că vă invit, după o partidă de pescuit, la o cină într-una din stânile de pe versantul sudic al munților Făgăraș. Uite că am ajuns și la stâna în care gândesc că o să ne petrecem noaptea. Asta nu este o stână părăsită, este o stână locuită, numai că au coborât mai repede oile decât în mod normal. Stâna lui Dani, zice, chiar curățică și pusă la punct, se vede că oamenii sunt gospodari. Uite, o stână bine construită, de-al minter stâna-i veche. Am găsit o inscripție din 85, cel puțin corpul ăsta este din 85. Partea asta cred că e ceva mai nouă, după cum vedeți, acoperită cu șindrilă. Asta este acoperișul tradițional românesc, foarte sănătos și foarte bun și ține foarte mult, mai ales dacă e tratată și făcută din lemnul care trebuie. Aici, în dreapta, sunt două încăperi în care se ține cașul. Pe polițele astea se ține cașul, îți dai seama că aici se ține cașul pentru că miroase. Și aici este încăperea principală în care se lucrează. Și în mijlocul stânii, locul de foc. Uite, ăsta este, se fac niște focuri imense. Și asta este, uite, o chestie, pe asta, de asta se agață un ceaun mare, în care laptele se fierbe, un ceaun așa de 50-100 de litri. Și asta era batabil și poți să-l ia, să-l pună pe foc, să-l ia pe foc. Imaginați-vă, ce un foc imens, să și vede că e mare, pentru că și asta e arsă și a fumată toată. Tot fumul merge pur și simplu, se lovește de acoperiș, să și vede că tot e fumat. Și iese pe unde poate. Destul de simplu de făcut focul aici, atâta timp cât avem cetină uscată. Mai din păcate n-am topor să tai lemnele, dar cum va fi. Na, o să se strângă fum aici, dar asta este. De foarte multe ori, în cazul în care vă prinde vremea rea, n-aveți unde dormi, puteți dormi în stând astea în care nu sunt ciobanii, cu o singură condiție, să nu stricați nimic. Trebuie să fiți foarte atenți să nu cumva să dați foc, în rest nu se supără nimeni că ați venit și ați consumat 3 lemne de bradă. Râd eu, râd de fumul din stână, dar pe de altă parte, cantitatea asta mare de fum ține de o parte insectele. Aici nu o să găsești țânțarii, păianjeni, purici, păduchi. Cumva, măcar dezinsecția e făcută. Uite că avem aici și o pernă. Ce frumos e sacul meu de dormit modern în stâna ciobănească. Credeți-mă, o să dorm aici ca boierul. Îmi pun la cap vesta de pe mine, pe post de pernă și dorm ca boierul. Totdeauna iau cu mine, când mă duc la pescuit, două grătare de pește. O să vedeți cum arată. Dar sunt foarte practice. De ce? Nu avem nevoie de altceva decât de grătar. E un grătar așa în formă de pește, unde să pun peștii. Este o siguranță care se pune ca să nu iasă. Nu mai au cum să iasă, uite. Sunt foarte bune astea. Sunt foarte bune. Și le punem pur și simplu păstrăvul natural care crește în râuri. Nici nu seamănă la gust cu păstrăvul de crescătorie. Deci de 3 ori mai bun. Parcă mănânci altceva. Nu trebuie să stea foarte mult, pentru că peștele, spre deosebire de altfel de carne, se coace foarte repede. Știți, se tot discută de vreo 6-7 ani în România despre conceptul catch and release. Nu cred că România e pregătită pentru catch and release și eu nici nu sunt de acord cu conceptul ăsta în totalitate. Adică cred că oarecum îi stă bine pescarului și vânătorului să mănânce ceea ce-o prins. Dacă venim la pescuit și prindem câțiva păstrăvi și ținem un păstrăv 2, nu se întâmplă nimic din treaba asta. Problema este să nu ținem, să nu facem 5 kg dacă prins cumva. Bineînțeles, să nu ținem 5 kg și păstrăv sub dimensiuni și așa mai departe. Dar un păstrăv 2, să stai să mănânci într-o stână de asta, cum suntem noi acum, sau seara la foc cu soția, să învețe copiii ce înseamnă o hrană naturală, sănătoasă, e mare lucru într-o lume intoxicată de fake-uri. Imediat sunt gata peștii, o să-i mâncăm aici în stână. Sigur, s-ar cere mâncați cu mămăliguță, nu mai stăm noi acum să facem mămăliguță, oricum a coborât noaptea
pe versantul sudic a Făgărașului. Am făcut un pescuit minunat pe râul Buda, un râu amenințat să devină ceea ce a devenit râul Capra, adică să nu mai existe, să sperăm că totuși să existe. Am făcut un pescuit extraordinar toată ziua, am pescuit cu Ovidiu Mihuț și cu prietenul meu Samu. Sunt convins că o să avem o noapte minunată afară, este senin, un cer înstelat superb și o lună plină. Și mâine dimineață plecăm la pescuit în altă parte, tot în căutarea păstrăvilor. De pe înălțimile munților Făgăraș ne mutăm la nord, în Carpații Orientali, pe Neagra Broștenilor, unde încercăm o rețetă mai sofisticată, dar tot așa, ușor de făcut pentru oricine, pe malul apei, departe de civilizație. N-am mai pescuit în Neagra pentru că s-a tulburat. Între timp am luat și motivul pentru care s-a tulburat, și anume doi lupi au fugărit o ciută, au băgat-o Neagra undeva mai sus și ciuta cum s-a tot luptat acolo cu lupii, ea a tulburat, apa nu trage nimeni lemne, cum credeam noi, cert e că n-am mai putut să pescuim, așa că m-am dus la filaret, am luat din iazul lui trei păstrăviori, trei fântâneri pe care o să-i gătesc aici la tigaie, în mijlocul naturii. Am găsit și locul ăsta foarte bun cu cele doi bușteni, care o să-mi țină să nu bată vântul pe foc. O să spăl imediat tigaia, curăț peștii și vă arăt o rețetă tradițională de aici din zona asta, pe care o fac și acasă. Am aflat-o și eu din buni, din buni străbuni. Vă arăt cum se face un păstrăv cu smântână și cu unt foarte bun. Minunat! Sigur, frumos era să fi mers la vreo stână, să fi luat niște unt, cum îl fac ăștia aici. Vă arătam și cum îl bat, am niște sisteme speciale, dar în perioada asta anului stânele sunt de mult coborâte deja, așadar nu o să mai găsim în Bucovina unt proaspăt. Sau, mă rog, unt proaspăt de la ciobani. Și smântână puteam lua de la ei. Bun, acum până să-mi fierbântă untul, eu repede dau pește prin ulei. Prin ulei, prin făină. Na, uite, l-am dat frumos pe buștean, dat prin făină, cum l-ai dat acasă. Hai, treci acolo în unt. Secretul la rețeta asta e următorul. Obligatoriu, peștii trebuie tăvăliți în făină atunci când îi prăjim un unt și vă spun de ce. Ei, în timp ce se prăjesc în unt, se desprinde de pe ei făină care se rumenește în unt. Când îi scot și pun pe farfurie, uneori depinde cât e de prăjit untul, el trebuie ca să aibă o culoare arămie făina care rămâne în el. E posibil că mai târziu să fie obligat să mai adaug ceva unt, pentru că peștii sug din unt, se îmbibă în unt. Ei, în făina respectivă o mai las poate să se coacă puțin, depinde, cum spuneam, cât e de prăjită, după care o sting cu smântână, mai tor peste ea lămâie și, foarte important, pătrunjelul verde, care dă un gust, după cum știți toată lumea, pătrunjelul nu e foarte aromat, dar dă un gust de verde, de proaspăt. Îi scoatem. Bun. Hai mai afară. Și tu. Așa. Și acum începe partea a doua a rețetei, și anume, în untul ăsta în care s-au prăjit peștii, o să arunc resturile astea că nu arată prea bine. În untul ăsta în care s-au prăjit peștii, de pe pește a căzut făină și s-a făcut un fel de, noi spunem în Ardeal, răntaș, numai că se prăjește, făina se prăjește în ulei. Na. Asta nu e prăjită în ulei, e prăjită în unt. Secretul că trebuie să pun smântână acum cât e cald untul, nu o să mai lasă să prăjească pentru că e suficient de prăjit. Trebuie să pun smântână și absolut necesar niște lămâie și niște pătrunjel. E minunată, se face un sos care o să torn peste păstrăvi și extraordinar.
Pun lămâia, iarăși, o spun, extrem de importantă. Nu se poate găti felul ăsta de mâncare fără lămâie. O luăm de pe foc. Gata. Ei trebuie să înnoate în sosul ăsta. Să imbibe. Marea afacere cu păstăvul este faptul că nu are oase decât coastele și coloana vertebrală goaie de capul meu. E chiar extraordinar. Chiar vă recomand. Eu l-am făcut acum cu păstăv de crescătorie. Dați-vă seama acum cât este bun cu păstăv sălbatic, cum fac de obicei acasă. N-am avut acum păstăv sălbatic pentru că suntem în prohibiție. Chiar și cu păstăv de crescătorie e extraordinar. Încercați-l și vă garantez că nu o să mă înjure nimeni. De pe Neagra Broștenilor trecem munții și ne oprim două voi mai încolo, pe pârâul Gudea, ce se varsă în Valea Mureșului. Aici, în drumul de întoarcere de la observație de cerbi, începută dis de dimineață, ne oprim pentru o nouă rețetă de păstrăv la botul calului. Am urcat de cu bună dimineață la cerbi, am izbutit să vedem cerbii și am coborât apoi pe Gudea Mică. Am venit la vale, coborând am găsit o ciupercă. O ciupercă foarte valoroasă din punct de vedere gastronomic, se numește piciorul căprioarei. Nu este consumat în toate părțile țării. Unii cred că e o otrăvitoare, dar nu e o otrăvitoare, e extrem de bună. Am și doi păstrăviori și e timp acum să fac o mică gustare, cum ieșa de bine omului trezit de cu noapte. Mă opresc aici pe malul râului, într-un loc foarte pitoresc. Lucrurile sunt destul de simple când gătești în natură și la îndemâna oricui are un minim de cunoștințe despre viața sălbatică. Pe malul râului, uite ce-mi trebuia mie acum, era o bucată de lemn cât de cât plat pe care să pot să filetez păstrăviști, pe care am găsit-o fără niciun fel de probleme. Lemne de foc din mila lui Dumnezeu și a guvernanților care permit ca masa lemnoasă să putrezească peste tot în pădure, slavă Domnului avem. Fac un foculeț mic. Păstrăvul este un pește care se coace foarte repede, deci nu trebuie să fac nu știu ce foc, câteva lemnișoare. O să vedeți că foarte repede încropesc de un mic dejun. Nici măcar n-am topor, dar nici nu trebuie topor până la urmă. Avem câteva lemnuțe uscate cu care o să inițiez focul. Iacă brad. Da, focul a pornit. Mai pun acum niște vreascuri mai subțiri, dar nu multe, că, cum spuneam, n-am nevoie de nu știu ce putere la foc și nici să țină jarul nu știu cât, pentru că păstrăvul se face foarte repede. Păstrăvii trebuie spintecați. Sunt niște păstrăvi fântânel. Ușor de recunoscut, când te uiți de deasupra, sunt marmurați. E și ca și marmura arată. Petele roșii și albastre nu sunt așa de vizibile, sunt foarte discrete pe ei. Au niște pete roșii, albastre nici nu au, au mai degrabă pete albe. Nu seamănă cu niciun fel de păstrăv. Nu degeaba îi spune păstrăv fântânel, este un păstrăv care trăiește în ape extrem de curate, de pure. Deci puritatea apei trebuie să fie maximă. În puține păstrăvării din țară găsim păstrăv fântânel. Ceea ce trebuie eu să fac cu el acum este să îl filetez. Filetarea, mai ales în ceea ce privește păstrăvul, înseamnă că îl tai pe lângă coloana vertebrală, lucru destul de lesne de făcut la păstrăv, și o și, deși are coloana vertebrală foarte moale, nu o să mă apuc să i-o scot, deci pur și simplu l-am tăiat în două, uite, frumos așa, îi tai capul. Bun. Fileurile astea le spăl frumos în apă. Se vine așa pe lângă coloană frumos. Bun. Jumătate din treabă am terminat-o. Am tot timpul la mine sare și piper, asta nu poate să lipsească din ranița oricărui drumeț.
se sărează. Eu totdeauna sărez pe partea, nu cu solzii. Mai punem niște piper și după aceea o să mă apuc, ar trebui să caut niște plante. Niște plante aromatice, să vedem ce găsesc prin zonă, cimbrișor sau ment ar trebui să fie, mă, normal. N-am niciun fel de problemă că nu o să găsesc. Mă, cimbrișor aici nu văd, dar în schimb văd mentă. Da. Ia să vedem. Da, asta e mentă, sigur. Da, mentă sălbatică. Smulg câteva frunze de mentă sălbatică, bună pentru toate, pentru ceai, pentru gătit. Minunată menta sălbatică. Nu fi chiar așa de puternică aromată ca și menta aia domestică, de cultură, dar cu toate astea, suficient încât să fie foarte bună. Suficient am. Ia să o tăiem noi frumos, să o mărunțim un pic. Bun. Da. Și acum e simplu. Am sărat, am pipărat. Da? Pac. Acum îl iau și pe partea pe care l-am sărat și l-am pipărat, mă apuc frumos și îl rulez. Problema este că el fiind ud și alunecos, nu e chiar ușor de rulat. Am făcut din lemn de salce niște... Vai, dar greu să înțeapă niște țepușe. Uite-l, așa sunt ca niște rurouri. Sigur, acasă le-aș putea face mai ghinișor, dar aici mai greu. Și acum, pac, în foaie de brusturi, îi împăturim frumos și aruncăm în jar. Asta e tot. Eventual, îi întoarcem de pe o parte pe alta. Dacă ai grătar, sigur, foarte bine. Dacă n-ai, îi facem foaie de brustură. Mare parte din ea o să țin pentru că o folosesc pe post de față de masă când o să-i mănânc. Bun. Hai și tu. Uite și ultimul. Hai și tu aici. Și acum stau secoc acolo. Așa cum fac băștinașii din America de Sud, tapirul copt în frunză de bananier, așa facem noi păstrăv în frunză de bustur. Deci faptul că eu am cules ciuperca asta acum, piciorul căprioarei, am cules-o pentru că o cunosc. Deci nu recomand nimănui ca după ce s-a uitat la televizor și vede că eu am cules o ciupercă sau nu numai eu, oricine altcineva să spună, băi, l-am văzut pe la televizor, ciuperca eu cules, o culeg și eu. Nu. Niciodată nu culegeți ciuperci dacă nu aveți la voi un determinator, dacă nu aveți pe cineva, un specialist cu voi, dacă nu sunteți sigur pe voi. Nu pe uitat la televizor. Niciodată. Se poate confunda și rezultatele sunt catastrofale. Încerc să o pun, uite așa, nu știu cum o să o întorc. Asta e problema mea. De pus am pus-o, da. O să vedem ce se întâmplă. Trebuie răbdare, lăsați să face încet, frumos. Carea de păstră, v-am spus, să pătrunde foarte ușor, nu e niciun fel de problemă. Ciuperca la fel. Ciuperca, practic, dacă ia un pic de temperatură, nu mai e nici cea mai mică problemă cu ea. Poate fi mâncată și crudă, apropo. Hai și tu, hai și tu, uite așa. Foarte bine, foarte bine. Și hai și tu. Și l-am întors pe ăsta. Și aici se vede fileul de păstrăv. Uite, se vede foarte frumos carnea rumenită. Cum e mai bine? O să iasă minunat. Se vede foarte frumos fileul de păstrăv. Prăjit frumos, rumenit. Asta o să fie extraordinar. Practic, aproape orice se poate mânca în natură. Dacă știi cum să-l faci și știi ce să alegi din natură, până la urmă, te descurci. Sigur, după cum vă spuneam și când vă explicam în ceea ce privește ciupercile, unde nu știi, nu te bagi. Dar unde știi, poți trăi foarte bine în natura sălbatică din România. Bun, ciuperca o scoatem prima, pentru că cu siguranță e prima care se și face. Și gata și peștele.
Ia uite-l. Au. O să fac o față de masă într-o foaie de brusturi. Le scot deocamdată pe lemnul ăsta. Dar o să vedeți ce bine sunt făcute. Minunat făcut. Hai să vedem cum pot să iau și ăsta. Trebuie luat jos brustul. Așa. E luat. Sare, piper, mentă, copt în frunză de bustur. Îi scot țepușa, îl frâng ca să vedeți că e făcut. Uite, făcut complet. Și vă garantez că este și minunat la gust. Ia uite ce frumos e. Uai de capul meu. Ia uite ce frumos e. Aburește. Aoleu, cum miroase. Aoleu, cum miroase. Asta, practic, dacă, mai ales dacă înfășurați de mai multe ori foaie de brusturi, practic se face nabur. După aceea brusturile începe să se ardă și se și rumenește. Așa, și lângă cireașa de pe tort, o bucată de ciupercuță, salată piperată minunată și o bucată de păstrăvă. Coastele sunt foarte ușor. Aulă. Nu trebuie rețete sofisticate. Se poate cu ceana de mână, cu ce-ți dă natura, să nu numai să supraviețuiești, dar chiar să mănânci gustos și în primul rând sănătos. De fapt, despre asta este vorba la natură și aventură. În această ediție v-am prezentat la Natură și Aventură câteva moduri simple în care te poți bucura de păstrăvul prins cu trude la undiță pe aceste minunate râuri de munte, care se încăpățânează să reziste asaltului poluării, braconajului sau microhidrocentralelor. La finalul emisiunii refac îndemnul pentru fiecare dintre noi de a nu sta nepăsători și de a avea grijă de natura sălbatică, poate cea mai importantă zestre pe care noi românii o putem lăsa urmașilor noștri.